Bună seara! Bine ați venit la o nouă conferință organizată de Fundația și Școala Sfinții Martiri Brâncoveni. Aș dori să începem cu o rugăciune, să spunem împreună Tatăl nostru. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vicar. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă mulțumesc încă o dată. Aici putem să stingem luminile, chiar toate trei, vă rog. După conferința de data trecută intitulată Prietenia, salvarea noastră și a copiilor noștri, urmează a doua conferință din același ciclu de conferințe legate de frumusețe și adevăr. Conferința noastră de astăzi se intitulează Frumusețea naturii și frumusețea morală. Aș dori să încep printr-o motivație. Ce m-a determinat să pregătesc și să țin această conferință? Contemplarea frumuseții naturii are o mare importanță în formarea caracterului. Vedem lucrul acesta dintr-un cuvânt al părintelui Iustin Pârvu, care a spus că frumusețea meleagurilor natale l-a ajutat să reziste în anii de temniță. Pentru mine, ca fost ucenic al părintelui Iustin, a fost ca o ascultare. Când am citit prima dată cuvântul acesta, nu l-am ascultat personal, l-am citit în una din cărțile editate la Mănăstirea Petru Vodă, care conținea cuvinte ale părintelui Iustin. Când am înțeles faptul că frumusețea meleagurilor natale l-a ajutat foarte mult ca să reziste în anii de temniță, am simțit că este de datoria mea să investighez un pic mai mult această problemă și să pun în evidență legătura dintre frumusețea naturii și starea sufletească a omului, atât pe termen lung, cât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Deci nu este vorba doar de starea de moment, atunci când contemplăm un peisaj frumos, ci de creșterea unui copil și a unui adolescent într-un mediu natural frumos. Mai întâi despre mediul artificial, deoarece știm foarte bine, lucrurile ies în evidență foarte bine prin contrast. Dacă înțelegem efectele negative ale mediului artificial, vom sesiza mai bine avantajele unui mediu natural. Primul aspect la care m-am oprit legat de mediul artificial este următorul. Omul contemporan și-a pierdut obișnuința de a primi daruri, deoarece trăiește într-un mediu artificial, într-un spațiu pe care l-am numit al constructivismului strict omenesc. Este un termen preluat din matematică. Constructivismul este o linie, un curent de gândire în matematică. Dar sensul cu care l-am folosit aici este constructivist strict omenesc, în sensul că în acest mediu artificial nu mai vedem raționalitatea lumii create de Dumnezeu, nu mai simțim gândul lui Dumnezeu întipărit în lumea creată, ci ne ocupăm mai mult cu elemente rânduite, gândite și implementate de om. Suntem înconjurați de procese rigide, legaliste, stabilite de om. Ne urcăm în autobuz și compostăm biletul plătind prețul călătoriei. Nu spun să nu facem lucrul acesta. Plătim apa pe care o consumăm în conformitate cu indicația inflexibilă a apometrului. Plătim curentul electric în conformitate cu indicația la fel de inflexibilă a contorului. Plătim fiecare aliment sau medicament pe care îl cumpărăm. Toate acestea, fără să ne dăm seama, induc în sufletul nostru iluzia că totul se plătește, că nimic nu se primește în dar. Poate nici nu ne punem problema în termenii aceștia. Al doilea aspect. Mediul artificial închis în care trăim, dominat, după cum știm, de beton, metal, sticlă, plastic și lumina de la bec,
are efecte negative asupra psihicului nostru, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Lipsa elementelor naturale face dificilă ridicarea minții către Creator, fiindcă elementele acelea naturale sunt, de fapt, creații ale unui mare artist, ale Creatorului. Fapt pentru care mintea rămâne sechestrată în structura orizontală, strict omenească, a observațiilor, suspiciunilor și comentariilor ipocrite. Este vorba de tot ceea ce ne stresează în mediul nostru, poate în familie, în anumite cazuri, din păcate, la locul de muncă, în societate în general. Iar Părintele Constantin Coman, despre care o să mai vorbesc în cele ce urmează, avea o critică foarte dură la adresa ipocriziei societății contemporane. Fără o intervenție a Harului, așa cum vedem în temnițele comuniste, o intervenție specială a Harului, deci fără această intervenție a Harului, în condiții obișnuite, aș spune, viețuirea îndelungată într-un spațiu artificial închis transferă micimea și urâțenia exterioară în sufletul nostru, rezultând ceea ce numim micime de suflet, stare opusă mării nimiei. Fenomenul se poate observa atât în familiile cât și în obștile fără rânduială duhovnicească, acestea împărțindu-se în timp în conducători și conduși sau în agresori și victime. Nădăjduim să nu fie multe cazurile, dar le cunosc personal. Pacea sufletului este tulburată în acest context de gânduri ca acestea. Cum va interpreta X ceea ce face? Suntem foarte atenți în planul acesta orizontal al criticilor umane, pentru că neavând elemente naturale în jurul nostru, mintea nu se ridică pe verticală către Creator și rămâne într-un plan orizontal al stresului cotidian. Cum va interpreta X ceea ce face? Sau ce va zice Y? Sau vor ieși vorbe pe seama noastră dacă ne comportăm într-un anumit fel? Efectul imediat al acestor frământări artificiale este autocenzurarea gesturilor. Este un fenomen negativ pe care îl constată și îl explică și Costion Niculescu. Autocenzurarea gesturilor frumoase și firești, fapt care duce la răcirea, la răcirea și la rigidizarea relațiilor interpersonale. Iar consecințele previzibile sunt despărțirea și depresia, specifice mediului modern artificial. Păstrând proporțiile, putem afirma că situația se aseamănă cu cea din temnițele comuniste. Temnițe care erau în mod intenționat spații artificiale, închise și deprimante, în care, lipsind mângâierea trimisă de Dumnezeu prin frumusețile naturii, conta doar părerea torționarilor. Rezolvarea problemei. Scuzați termenul specific unui profesor de matematică. Am dat problema, acum rezolvarea problemei. Există o soluție pentru ambele aspecte patologice descrise mai sus. Și nu mă refer la soluția oferită de biserică, cea mai importantă, pentru că este cea a Harului. Mă refer la o soluție mult mai aproape de noi, în sensul că este mai accesibilă omului contemporan, chiar dacă nu se află în Biserica Ortodoxă. Soluția este evadarea în mediul natural și contemplarea raționalităților lumii văzute. Această evadare ne scoate din mediul ipocrit al comentariilor răutăcioase și ne convinge de faptul că viața este o minune, un dar de la Dumnezeu și că nu plătim nimic nici pentru aer, nici pentru apă, nici pentru soare, nici pentru existența în sine, nici pentru iubire. Referitor la situația aceasta a excesului de grijă pentru opinia publică, Mitropolitul Antonie de Suroj spunea următoarele: smerenia sfinților se naște din vederea slavei, măreției și a frumuseții lui Dumnezeu. Mă opresc pentru un scurt comentariu. În context, Mitropolitul Serafim de Suroj spune că smerenia nu trebuie înțeleasă ca o autodefăimare, ca o denigrare a omului. Și constată din viețile sfinților, din scrierile lor, constată că smerenia sfinților era de fapt consecința vederii slavei, a măreției și a frumuseții lui Dumnezeu. Omul este efectiv copleșit
de măreția, de frumusețea, de bunătatea lui Dumnezeu și aceea este adevărata stare de smerenie, adică de relaționare corectă a omului cu Dumnezeu. Smerenia este singurul mijloc prin care ne putem elibera de frica opiniei publice. Vă puteți întreba ce legătură are aspectul acesta cu ce ne interesează pe noi. La Sfinți, vederea aceasta a slavei, a măreției și a frumuseței lui Dumnezeu era un aspect direct, era ceva direct, o vedere duhovnicească. Noi, neavând măsura aceasta de comuniune cu Dumnezeu, ne putem face o imagine despre frumusețea lui Dumnezeu, despre înțelepciunea lui Dumnezeu și chiar putem intra într-o anumită formă de comuniune cu Dumnezeu, contemplând natura, frumusețea naturii create de Dumnezeu. Aceasta este legătura cu subiectul nostru. Smerenia este singurul mijloc prin care ne putem elibera de frica opiniei publice. Această smerenie care provine din contemplarea frumuseții lui Dumnezeu și a frumuseții lumii create de Dumnezeu. Și zice Mitropolitul Antonie de Suroj că noi de fapt știm că putem face aceasta. Știm că ne putem elibera de frica opiniei publice. De unde știm? Fiindcă sunt momente când ne putem rupe cu totul de părerea celorlalți, de opinia publică, momente de trăire profundă. Și tocmai această trăire profundă o avem atunci când contemplăm în liniște și cu evlavie natura creată de Dumnezeu. În momente de trăire profundă care ne fac oameni de plin, demn de numele de om, iar micimea noastră de suflet se decojește și cade de la noi. Și ne dă Mitropolitul Antonie de Suroj, ne dă două exemple. Când reușim noi să ne desprindem de ceea ce spune lumea, de gura lumii, cum spune românul. Când aflăm despre moartea unui om care ne este mai drag nouă decât tuturor celorlalți, ne afundăm în tristețe. Nu ne întrebăm dacă ceilalți au o părere bună sau nu despre noi. Nu ne mai interesează gura lumii. Al doilea exemplu. Când după o lungă absență ne întâlnim cu cineva care ne este drag, nu ezităm să ne aruncăm în brațele prietenului nostru, fără să ne mai întrebăm dacă cei din jur vor crede că ne facem de râs. Deci se poate. Sunt momente de mare intensitate existențială care ne arată că putem să ne desprindem, avem puterea aceasta a noi de a ne desprinde de ipocrizia unei societăți decăzute. Acum, subiectul propriu-zis, s-a terminat motivația. Frumusețea naturii. Și a zis Dumnezeu să se facă lumină și s-a făcut lumină. Și a văzut Dumnezeu că lumina este frumoasă. Textul permite această traducere. În general se traduce și a văzut Dumnezeu că lumina este bună. În textul original avem așa. Che iten oteos, și a zis Dumnezeu. Genitit ofos, să se facă lumina. Che egenet ofos, și s-a făcut lumina. Che iden oteos, și a văzut Dumnezeu. Tofos oticalon, că lumina este calon, înseamnă frumos, dar în același timp și bun. Am preferat traducerea lumina este frumoasă, deoarece aceasta este forma aleasă de traducerea în limba română a omilirilor la Hexaemeron a Sfântului Vasile cel Mare. Hexaemeron, cele șase zile, Hexa, șase, imera zi. Hexaemeron, cele șase zile ale facerii. Sfântul Vasile cel Mare are o tâlcuire foarte frumoasă și extinsă pentru cele șase zile ale facerii. Traducerea în limba română a omililor Sfântului Vasile cel Mare a ales termenul acesta de frumos. Peste tot spune frumos, nu spune bun. Și a văzut Dumnezeu că lumina este frumoasă. Che iden oteos tofos oticalon. În aceste omilii la Hexaemeron, Sfântul Vasile cel Mare, pentru a ilustra cum utilizează termenul acesta calon, Sfântul Vasile cel Mare, ne spune despre frumusețea mării. Plăcută priveliște este marea înspumată atunci când este stăpânită de liniște adâncă. Dar plăcută este și atunci când îi se ondulează spatele la suflările ușoare de vânt și arată celor ce o privesc culori albastre și purpurii, atunci când nu lovește cu furie uscatul învecinat, ci îl cuprinde cu pașnice îmbrățișări. Ce expresie frumoasă, la care poate că nu ne-am gândit până acum, deși am văzut marea de mii de ori, că marea de fapt îmbrățișează uscatul când îl cuprinde cu pașnice îmbrățișări.
despre contemplarea frumuseții naturii și despre rostul pentru care natura este atât de frumoasă, părintele profesor Constantin Coman, unul dintre cei mai cunoscuți și mai apreciați teologi ai lumii contemporane, ne spune următoarele. Ochiul nostru are funcția de a recepta realitatea din jur și de a transmite informația creierului, dar nu se epuizează aici lucrarea lui. Va trebui să ne întrebăm de ce trebuie omul să vadă realitatea care îl înconjoară. Pentru a se bucura de ea, spune părintele Coma, pentru a o iubi. Dacă privirea lui servește această finalitate, atunci se înscrie în adevărul firii sale și întărește capacitatea de a iubi. Dacă privirea lui nu servește acestui scop, ci are scopuri viclene, privește pentru a pofti pentru sine lucruri, privește pentru a pofti spre desfrânare, privește pentru a-și însuși lucru altuia, privește pentru a bârfi, atunci privirea este căzută de la rostul pentru care există și este păcătoasă, contribuind la distrugerea capacității omului de a iubi, la distrugerea rațiunii pentru care există. În contextul din care am citat, părintele Constantin Coman arată că tot ceea ce favorizează iubirea este bun, este un lucru în conformitate cu voia lui Dumnezeu, iar tot ceea ce împiedică iubirea sau scade capacitatea noastră de a iubi este ceva păcătos. Ar fi foarte bine dacă ne-am însuși astfel de definiții non-formale ale binelui și răului. Deci păcatul nu este ceva într-o listă. Am găsit cu tare păcat în lista de păcate, dacă cumva se schimbă lista nu mai e păcat, sau introducem sau scoatem din listă cum vrem. Păcatul este ceea ce diminuează capacitatea noastră de a iubi sau împiedică iubirea. În acest caz, când privirea nu este folosită în conformitate cu voia lui Dumnezeu, nu mai slujește relația frumoasă dintre oameni sau raportarea noastră frumoasă și sănătoasă la realitatea înconjurătoare, ci slujește o raportare pătimașă, cultivă patima noastră, pofta noastră trupească. Nu este rău să privim frumusețea lumii acesteia, spune părintele profesor. Oamenii frumoși, bărbații frumoși, femeile frumoase. Important este cu ce ochi privim, cum spune poporul. Dacă privim cu poftă și cultivăm în noi imbolduri trupești, primitive sau animalice, este una, dar dacă privim admirând frumusețea acestei lumi și mergem eventual la Creatorul care le-a făcut pe toate, atunci este cu totul altceva. Frumusețea are legătură cu adevărul. Acel calon, care înseamnă și bine și frumos, dezvăluie o nuanță acestei legături. Despre legătura dintre frumusețe și adevăr, Sfântul Ierarh Nectarie de Pentapolis ne spune următoarele. Și vă rog să sesizați și să apreciați și analogia pe care o face. Analogie care nu este doar de importanță teologică, dar are și o valoare estetică. Adevărul este frumos asemenea unei fiice a cerului. Harul ei vrăjește, iar chipul, atunci când se arată, luminează sufletul. Aceasta era cugetarea luminată de Dumnezeu a Sfinților Părinți. Tocmai pentru legătura dintre frumusețe și adevăr, bisericile noastre, în mod tradițional, sunt atât de frumoase. Pentru că adevărul este frumos și ceea ce este frumos în mod autentic este și adevărat. Aici avem o fotografie din trapeza mănăstirii Vatoped de la Sfântul Munte Athos. Și vă spun din experiență și domnii care au fost și au vizitat, au fost în pelerinaj, pot confirma, totul este atât de frumos în Athos, încât n-ai mai vrea să pleci de acolo. Urmează acum câteva paragrafe care dezbat niște linii directoare la care m-am gândit. Niște aspecte. Primul aspect se referă la vastitatea cosmosului și l-am intitulat Vastitatea cosmosului ca semn al atotputerniciei lui Dumnezeu. Mulți și-au pus întrebarea de ce spațiul acesta este așa de extins, infinit sau
nu mărginit sau nu, încă nu cunoaște știința contemporană. Dar de ce este atât de mare? De ce există spații imense cu galaxii, cu sisteme solare, cu roiuri de galaxii? Din toate acestea se vede atotputernicia lui Dumnezeu. Nu este ceva micuț, făcut doar pentru folosul material al omului. Este ceva care încântă ochiul noaptea când vedem cerul înstelat și ne dăm seama că toate stelele acelea nu sunt pentru exploatarea noastră în sens material, exploatare economică. Nu distrugem planetele de lângă noi ca să furăm zăcămintele de acolo. Deci vastitatea cosmosului poate fi înțeleasă ca semn al atotputerniciei lui Dumnezeu. Cuviosul Teodorit, într-o tâlcuire, spune următoarele: numai arătându-se frumusețea cerurilor și mărimea, este destul să propovăduiască puterea ziditorului. Căci dacă cel ce vede o prea mare și prea bună zidire, o clădire, adică, îl laudă pe ziditor, dacă cel ce vede o corabie bine și frumos făcută laudă pe meșter, apoi, cu mult mai vârtos, văzându-se, zidirea povățuiește cu adevărat pe privitori către ziditorul. Un alt aspect, bogăția darurilor naturale ca semn al iubirii lui Dumnezeu pentru om și ca model de altruism. Dumnezeu revarsă peste noi atâtea binefaceri, atâta varietate de roade, încât practic ar trebui să ne rușinăm când dăm cu zgârcenii aproapele nostru. Sfântul Grigorie Teologul spune următoarele: gândește-te și la varietatea și belșugul roadelor, mai ales la faptul că cele mai necesare sunt și cele mai frumoase. Gândește-te la puterea rădăcinilor, a sucurilor și a florilor lor, nu numai plăcute, ci și binefăcătoare pentru sănătate. Căci toate au fost puse înaintea ta ca un ospăț de optă, câte sunt necesare și plăcute prin fire. Aceasta ca, dacă nu cunoști din altceva pe Dumnezeu, să-L cunoști din binefacerile Lui, iar nevoia ta de ele să te facă mai înțelegător. Despre frumusețea florilor, Sfântul Ioan Damaschin, marele dogmatist al Bisericii, ne spune următoarele: florile sunt dăruite spre desfătarea noastră, spre exemplu trandafirul și cele asemenea, altele pentru vindecarea bolilor. Dar și acelea sunt frumoase, plantele medicinale. Flori, nume de fete, fără o pretenție de epuizare a subiectului, de caracter exhaustiv. Florina, Margareta, Brândușa, Lăcrămioara, Violeta, Crina, Crenguța, Iris, Narcisa. Între flori și fete există o legătură tainică. Într-un anumit sens, și fără să cădem în erezie, într-un anumit sens de tip ontologic. Nu spun ontologic, de tip ontologic. Ea se exprimă, printre altele, prin dorința firească a fetelor de a fi înconjurate de flori. Însăși dorința fetelor de a-și întipări culorile florilor în propria structură somatică, prin colorarea adecvată a unghiilor, este tot un reflex firesc a acestei legături între fete și flori. Foarte criticat gestul de către partida pietiștilor.
unitatea în diversitate ca model pentru relațiile interumane. Observați câtă diversitate și în același timp este o diversitate care nu șochează, nu agresează ochiul prin ruperea unității. Este o unitate în diversitate. Dumnezeu n-a creat toate florile albe. Putea să facă lucrul acesta. Sau roșii. O multitudine de culori, o multitudine de forme, o multitudine de mări. Dar cât de bine se potrivesc unele cu altele. Unitatea în diversitate. Așa suntem și noi, persoanele. Alt aspect, armonia dintre vegetație și relief ca model pentru armonia sufletească. Vegetația și relieful nu sunt două entități separate, ci fiind gândite de același creator, sunt gândite în mod armonios, în corelație unul cu altul. Vegetația se potrivește foarte bine tipului de relief în care există. Și potrivirea aceasta, compatibilitatea aceasta este, bineînțeles, în paradigmă ortodoxă, este dată de modul în care a gândit creatorul. Nu de adaptare la mediu sau alte năzbâtii evoluționist-ateiste. Observați? Ai senzația că este un tablou a unui pictor, care în mod intenționat a ales o dominantă și a pictat cerul, apa, florile. De asta spunea Sfântul Grigore Teologul, dacă nu ai cunoaște din altceva pe Dumnezeu, măcar din zidire, din lumea creată să-L cunoști. Alt aspect important, variația spațio-temporală ca medicament contra monotoniei. Sfântul Paisia Ghioritu observa deosebirea dintre o grădină amenajată de om și o pădure sau o pajiște naturală. În structurile naturale nu există monotonie. Acolo unde intervine omul, face o uniformizare. Taie toți arbuștii la aceeași înălțime, face alei, creează un aspect geometric destul de monoton. În natură nu există această monotonie, de aceea o plimbare în natură te eliberează de monotonia vieții zilnice. Chiar și o jumătate de oră. Variația este și temporală. Vedem aceasta la nivelul unei zile, într-un fel este aspectul cerului, lumina dimineața, altfel la prânz, altfel seara. Dar și de la un anotimp la altul. Tocmai pentru a nu cădea omul în această monotonie, monotonie în care cade inevitabil în spațiul artificial în care trăim. Și primăvara, și vara, și toamna, și iarna, locuința noastră arată la fel, locul de muncă arată la fel, spațiile publice arată la fel, în linii mari, cel puțin. Primăvara. Vara.
vara. Toamna. Iarna. Pentru diminuarea frigului iernii, Dumnezeu a rânduit un lucru extraordinar. Apare o vegetație foarte colorată. Chiar dacă persistă frigul, culorile calde au o influență științific dovedită asupra organismului și îți creează senzația de căldură. Ele chiar cresc temperatura corporală, frecvența cardiacă și tensiunea arterială, în limite fiziologice, bineînțeles. De aceea se și numesc culori calde. Vara, când este căldura foarte puternică, toată vegetația este verde închis, iar cerul albastru ca să compenseze creșterea de temperatură. Toamna începe să se manifeste frigul, dar vegetația își virează culorile iar spre cele calde, ca să compenseze frigul. Toamna ne încântă și cu o multitudine, cu o varietate impresionantă de culori și de aceea iarna vine cu un repaus vizual. Albul, care este o non-culoare, realizează acest repaus vizual după multitudinea de culori specifice toamnă. Și ciclul se reia. Un alt aspect important este măreția naturii în atmosfera de taină, ca model și imbold pentru mărinimie. Și am ales din multiple exemple posibile unul care mi-a plăcut foarte mult. O mărturie a părintelui Nicolae Grebenea. Am intrat seara în mină, în noaptea Paștilor. Cei anunțați știau ce va fi. Mai înainte de ora 12 noaptea, s-au tras clopote. Cum? Niște sfredele legate unul de altul în poziție verticală erau ciocănite de un alt sfredel și sunetul trecea de la unul la altul, încât aveai impresia că sunt niște clopote adevărate. Vă dați seama ce se petrecea în plin regim comunist, sub pământ. Noi, preoții, nu aveam nici sfintele odăjdii, nici sfintele vase, ci eram în salopete și opinci. Așa am început slujirea. Am cerut tuturor să stingă lămpile. Apoi s-a aprins lampa părintului Antal, care a strigat, veniți de luați lumină. Toți și-au aprins lămpile, slujba a continuat cu un avânt sublim. Din toate piepturile răsuna cântecul de slavă, Hristos a înviat. A fost ceva fantastic. Atmosfera de taină a minei, la 560 de metri sub pământ, cu lămpile de carbid în mână, a dat Sfintei Slujbe o notă atât de intimă, atât de profundă și de măreață, încât toți am fost foarte mișcați. Misterul credinței le-a trezit tuturor o înfiorare sfântă și o mulțumire negrăită care le-a zguduit sufletele până în străfunduri. Au trăit câteva clipe uitând de condiția lor de deținuți. Efectul slujbei a fost cuceritor. Ce important este mediul acela impregnat de lucrarea Harului. Alt aspect la care m-am gândit este delicatețea structurilor naturale ca model pentru delicatețea sufletească. De multe ori m-am întrebat oare ce simte un sfânt? Nu atât ce gândește, pentru că avem posibilitatea să vedem ce gândeau din scrierile lor. Este foarte greu să intuim ce simțeau, cum simțeau, ce era în inima lor. Și cred că pentru noi ca începători, un model bun care ne-ar conduce la delicatețea sufletului unui sfânt este să contemplăm delicatețea structurilor naturale create de Dumnezeu.
Un alt element care mi s-a părut interesant este următorul, un alt aspect. Elementele naturii ca suport pentru gesturile mici, dar de mare valoare. Adică nu totdeauna darul este valoros prin calitatea sa materială, deși este normal să dărim tot ceea ce avem mai bun. Dar în situații critice îți poate aduce bucurie un dar foarte mic, dar dăruit din toată inima. Și fiindcă niciunul dintre noi n-a fost în temnițele comuniste în afară de câteva persoane apropiate fundației care sunt foști deținuți politic, pentru noi ceilalți am considerat că este bine să petrecem câteva zile, nu într-o temniță comunistă, ci măcar cu o imagine, un gri inexpresiv, simbol al unei temnițe comuniste. Să vedem cum ne simțim câteva zile. Câteva zile concentrate în spatele unei conferințe. Ziua întâi. Ziua a doua. Ziua a treia. Ziua a patra. Ziua a cincea. Ziua a șasea. Ziua a șaptea. Ziua a opta. V-ați bucurat când ați văzut floarea? Nu-i mare lucru, e o păpădie. Întrebată cum se manifesta iubirea acolo în celulă, doamna Aspazia Oțel Petrescu a răspuns în felul următor. Iubirea dintre noi se manifesta prin gesturi mici. O păpădie pe care o furai din curtea închisorii, la plimbare, plimbarea aceea forțată, programul de plimbare, o păpădie pe care o furai din curtea închisorii la plimbare și pe care o duceai cuiva care își aniversa ziua, însemna o grădină întreagă de flori, mai ales pentru că era luată cu mari sacrificii. Pentru că puteai fi aspru pedepsit pentru acea păpădie, în sensul ăsta spune că era luată cu mari sacrificii. Dacă vedeai pe cineva că tremură de frig, te duceai și îl îmbrățișai și îl încălzeai în brațele tale. Era un gest minimal, dar care nu se poate uita. Ziceam că prietenia dintre noi este indestructibilă, tocmai pentru faptul acesta că noi am ucenicit la știința prin care poți să eviți îndepărtarea, despărțirea, antipatia față de semenul tău și să o înlocuiești cu gingășia, cu duioșia, cu dragostea care se manifestă prin gesturi mici, dar enorme dacă le pui în balanță cu indiferența, cu apatia. Doamna Aspazia Oțel Petrescu povestește în continuare, la 9 decembrie, ziua dânsei de naștere, mi-au făcut o mică sărbătoare în celulă. Pe măsuță era faimosul tort făcut din pâine uscată. Mă întreb cum aș reacționa eu dacă mi-ar oferi cineva de ziua mea tort cu pâine uscată. Pâine uscată adunată cu lunile și însiropat tortul cu siropuri medicinale, luate de la cabinetul medical sau cu marmeladă luată de la fetele care aveau regim de hrană pentru TBC. Lângă tortuleț era o cărticică brodată de mână, intitulată Buchet Spiritual. Firele erau din pânză, iar literele erau scrise cu ață și se specifica câte rugăciuni s-au făcut pentru sănătatea mea. Pentru rugăciunile camaradelor mele, m-am vindecat de tuberculoză. Aceasta este puterea dragostei. Și sunt convins că și tortul acela avea proprietăți tămăduitoare. Nu datorită siropului medical, ci datorită faptului că era
plin de dragostea celor care l-au pregătit. Alt aspect, spațiul ca loc de întâlnire spre comuniune. Părintele profesor Dumitru Stăniloae ne spune următoarele. În momentele de comuniune totală, în contemplarea iubitoare absorbantă a tainei celuilalt, taină mai presus de spațiu, indefinită și inepuizabilă, spațiul e copleșit, e înghițit, rămâne în urmă. În general, în relația iubitoare dintre persoane, spațiul e transfigurat, copleșit de subiectivitatea acelei persoane. Din persoana iubită radiază peste spațiu o lumină transfiguratoare, care face spațiul din jurul ei plin de sufletul ei, plin de ea însăși, personalizat. E o copleșire a spațiului prin lumina lăuntrică a persoanei. Chiar când o persoană lipsește din spațiul în care eram obișnuit să o vedem, absența ei se simte ca o absență specială sau spațiul se resimte amputat prin absența ei. Ea e prezentă chiar în absență. Într-un anumit fel, ea continuă să fie prezentă prin energia specială a subiectivității ei. Dar această prezență nu e deplin și deci trezește mai mult dorul după prezența ei deplină. Această prezență absentă naște cu deosebite putere dorul după împlinirea locului cu persoana respectivă. De aici se vede că spațiul nu e făcut pentru a fi de sine, autonom. El este ambianța unei alte persoane în relația cu mine. După tone de tratate de fizică, cred că am găsit cea mai bună definiție a spațiului. Spațiul este ambianța unei alte persoane în relația cu mine. Spațiul este ambianța unei alte persoane în relația cu mine. El e făcut să se umple de plinătatea comuniunii pentru a fi contextul, mediul comuniunii, locul de întâlnire și de relații interpersonale. Un ultim aspect, elementele naturii ca metaforă în textele ortodoxe. S-ar putea scrie o carte întreagă pe tema aceasta. Am ales doar acatistul Sfântului Mucenic Efrem cel Nou pentru a ilustra ideea. Ne rugăm Sfântului prin cântări ca acestea. Bucură-te, boboc prea curat, ce-n miresmesc copilăria pruncilor noștri. Bucură-te, ciorchine al viței adevărate, îndulcit cu seva îndumnezeirii. Bucură-te, albină, care știi să culegi rod dintr-o puținătatea noastră. Bucură-te, pajiște așternută nouă spre ospătare cu minunile lui Dumnezeu. Bucură-te, floare ale cărei petale dăruiesc mireasma îndumnezeirii. Bucură-te, spic cu rod însutit, crescut dintr-o moartea cea mucenicească. Bucură-te, snop de bucurii, adunat din holda minunilor lui Dumnezeu. Bucură-te, juvaier șlefuit în mulțime de osteneli și nevoințe. Bucură-te, aur lămurit într-un cuptorul cel de foc al muceniciei. Bucură-te, argint ce ne agonisești prin virtute darului Dumnezeu. Bucură-te, diamant care faci să strălucească tuturor raza Dumnezeirii. Bucură-te, smarald limpede, în care e tăinuită comoara cea sfântă a Evangheliei. Bucură-te, safir, ce reverși spre noi înseninarea împărăției cele de sus. Înclinația sufletului omenesc către aceste cristale, către aceste minunății create de Dumnezeu, este cât se poate de firească, dacă este curat, adică dacă este în conformitate cu voia lui Dumnezeu, dacă este un prilej de bucurie și de comuniune cu Dumnezeu. Diamantul, smaraldul, safirul, știm că sunt pietre foarte mult căutate pentru bijuterii. Aceste bijuterii
pot fi și ele o cale de a ajunge la Dumnezeu, dacă sunt contemplate în profunzimea raționalităților întipărite de Dumnezeu în lumea văzută. De aceea autorul acatistului nu s-a sfiit să asocieze personalitatea Sfântului cu aceste cristale, cu aceste flori de mină, cum le spun geologii. Iar în încheiere, o să vă rog ca, în loc de obișnuitele întrebări și răspunsuri, care în ziua de 1 martie nu-și mai au locul, pentru că n-am vrut să fie o conferință, ci am vrut să fie ca un fel de mărțișor în format electronic, că așa era moda. Nu? Aș dori să încheiem conferința, chiar și fără altă rugăciune, în loc de rugăciune, citindu-vă cuvântul de învățătură a Sfântului Ioan Gură de Aur, la praznicul Învierii lui Hristos. Cu toții îl știm, că l-ascultăm în fiecare an la biserică. Dar mi se pare foarte potrivit cu ce am spus până acum. Cu acea mărinimie care depășește orice barieră pietistă sau referitoare la micimea de suflet. Contemplarea naturii, dacă este corect făcută în Duhul adevărului, îți dăruiește atâta mărinimie, atâta bucuria a comuniunii cu Dumnezeu și cu aproapele, încât îți este foarte ușor să înțelegi chiar și profunzimea textelor ortodoxe. Nu cred că un om care trăiește foarte mult în spații închise și nu are acces la frumusețele naturii, nu cred că poate să pătrundă în profunzime textele patristice. De este cineva bine credincios și iubitor de Dumnezeu să se bucure de acest praznic frumos și luminat. De este cineva slugă înțeleaptă să intre bucurându-se în bucuria Domnului său. De s-a ostenit cineva postind să-și ia acum răsplata. De a lucra cineva din ceasul cel dintâi să-și primească astăzi plata cea dreaptă. De a veni cineva după ceasul al treilea, mulțumind să prăznuiască. De a ajuns cineva după ceasul al șaselea să nu se îndoiască nici de cum, căci cu nimic nu va fi făgubit. De a întârzia cineva până în ceasul al nouălea să se apropie nici de cum îndoindu-se. De a ajuns cineva abia în ceasul al 11-lea să nu se teamă din pricina întârzierii, căci darnic fiind stăpânul, primește pe cel de pe urmă ca și pe cel din tâi. Odihnește pe cel din al 11-lea ceas ca și pe cel ce a lucrat din ceasul din tâi. Și pe cel de pe urmă miluiește și pe cel din tâi mângâie. Și aceluia plătește și acestuia dăruiește. Și faptele le primește și gândul îl ține în seamă și lucrul îl prețuiește și voința o laudă. Pentru aceasta intrați toți într-o bucuria Domnului nostru. Și cei din tâi și cei de al doilea luați plata. Bogații și săracii împreună bucurați-vă. Cei ce v-ați înfrânat și cei leneși cinstiți ziua. Cei ce ați postit și cei ce n-ați postit veseliți-vă astăzi. Masa este plină, ospătați-vă toți. Vițelul este mult, nimeni să nu iasă flămând. Gustați toți din ospățul credinței. Împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății. Să nu se plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat împărăția cea de obște. Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că din mormânt iertarea a răsărit. Nimeni să nu se teamă de moarte, că și ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului. A stins-o pe ea cel ce a fost ținut de ea. Prădat-a iadul cel ce s-a pogorât în iad. Umplutul-a de amărăciune, fiindcă a gustat din trupul lui. Și aceasta mai înainte înțelegând-o Isaia a grăit. Iadul, zice, s-a amărât întâmpinându-te pe tine jos. Amărâtul s-a că s-a stricat. S-a amărât că a fost batjocorit. S-a amărât că s-a surpat. S-a amărât că a fost legat. A primit un trup și de Dumnezeu a fost lovit. A primit pământ și s-a întâlnit cu cerul. A primit ceea ce vedea și a căzut prin ceea ce nu vedea. Unde ți este moarte, boldul? Unde ți este iadul, biruința? Înviat-a Hristos și tu ai fost nimicit. Sculatu-s-a Hristos și au căzut diavolii. Înviat-a Hristos și se bucură îngerii. Înviat-a Hristos și viața stăpânește. Înviat-a Hristos și niciun mort nu este în groapă, că Hristos, sculându-se din morți, începătură celor adormiți s-a făcut. Lui se cuvine slava și stăpânirea în vece vecilor. Amin. Vă mulțumesc mult! Și noi!
La mulți ani! Mulțumim!